Organizatorii au anunțat că accesul spectatorilor pe stadion se va face începând cu ora 17:30. Pe areni vor fi prezenți și 350 de suporteri din amoviști care vor sta în peluza de sub tabela de marcaj. Pe stadion nu se va putea intra cu băuturi alcoolice, sticle, umbrele, brichete sau altfel de obiecte contundente. Organizatorii au mai precizat că în interiorul stadionului vor fi amenajate puncte pentru achiziționarea băuturilor non-alcoolice. Traficul rutier în zona stadionului va fi restricționat începând cu ora 18 pe Bulevardul 1 Mai, de la intersecția cu strada scurtă până la intersecția cu strada Mărășești și pe strada Universității, după intersecție până la intrarea pe strada Bradului. Fotbaliștii lui Dinamo au aterizat pe aeroportul din Salcea marți după amiază și vor rămâne cazați în Suceava două nopți. Dinamo este favorită la casele de pariuri, cu o cotă de 1.30 la victorie. De partea cealaltă, un succes al Forestei este cotat cu 9.50, iar o eventuală remiză după primele 90 de minute de joc are cota 5.50. Foresta a ajuns până în optimile de final ale Cupei României după ce a eliminat formațiile Bucovina-Rădăuți, scor 3-0, Aerostar Bacău, scor 2-1 și Gaz Metan Mediaș, scor 2-1. Dinamo a intrat în competiție în 16-mile de finală, unde a trecut de UTA cu 3-1. Dinamo are în palmares 13 cupe ale României, ultima câștigată în sezonul 2015-2016.